Neața din nou. Dramatismul atinge cote ridicate din pricina aspectului nefast dintre Lună și Neptun retrograd. Înainte de a-i critica pe cei dragi, este important să ne asigurăm că nu avem viziunea alterată. Au nevoie de claritate taurii și scorpionii. Berbec. Depinzi de membrii familiei pentru a aduce la bun sfârșit treburile gospodărești. Cere o mână de ajutor. Taur. Ai tendință să te pui pe de-a întregul la dispoziția celorlalți. Asigură-te că nu se profită de tine în vreun fel. Gemeni. Încă mai există conflicte înăbușite între tine și părinți sau o altă figură autoritară din familie. Provoacă-i la comunicare. Rac. Ceilalți te cataloguează drept o persoană cu capul în nori pe care nu se poate conta. Demonstrează-le contrariul. Leu. În relațiile cu cei din jur, dar cu precădere în cuplu, oferi mai puțin decât primești. Echilibrează forțele. Fecioara. Partenerul se dovedește distrat astăzi, probabil într-un moment în care trebuia să fie realist. Vezi cum dregi situația. Balanța. Nu se anunță o zi tocmai potrivită ieșirilor și întâlnirilor. Profită de liniștea și armonia propriului cămin. Scorpion. Cer lucruri aproape imposibile pe plan relațional, iar partenerului este greu să se conformeze. Fii mai înțelegător. Săgetător. Atmosfera de acasă este încărcată și nu te simți tocmai în largul tău. Caută să calmezi spiritele în familie. Capricorn. Discuțiile clarificatoare în cuplu sau în familie sunt favorizate astăzi. Nu-ți exprimi cu claritate ideile. Vărsător. Cei din jurul tău s-au obișnuit să conteze pe tine, chiar dacă nu te tratează la fel la nevoie. Ar fi cazul să schimbi tactica. Pești. Crezi că persoana iubită îți aduce mereu critici legate de cele mai neînsemnate lucruri. Poate tu ești cel care se lamentează. O zi cât mai frumoasă. Mulțumim tare mult, Anca Martin.